Salut și bine te-am găsit la un nou episod pe acest canal. Ei bine, de data aceasta avem o misiune, să zic așa, puțin mai ilegală. Va trebui să ducem un transport de arme. Ne-am băgat noi pe aici cu niște probleme, să zic așa, și trebuie să facem un transport de arme. Trebuie să mergem în port, să luăm un camion și să-l ducem undeva pe la mijlocul autostrăzii, mi se pare. Știu ca punct de referință 3052, care e cheia, ca și cum ar fi. Și, apropo, de data aceasta suntem pe un server medium, avem acolo bănuții în dreapta, se observă, și ideea transportului este că am și nevoie de niște bănuți, am văzut o mașină foarte frumoasă și cred că e ceva bănuți pe lângă ce avem noi, undeva la 100 de milioane, ceva de genul, și o să trebuiască să facem ce e nevoie ca să facem banii ăștia, evident. Și cei mai rapidi bani, evident, banii făcuți ilegal. Cred că acela este camionul pe care noi trebuie să-l transportăm. Cred că mă așteaptă de ceva timp băieții ăștia, că mi-am luat și crești la joc. Dar nu e nicio problemă. Să-mi las mașina să nu se vadă. O să o las undeva aici. Dar nu știu, să vedem cu ce ne întoarcem. Ce am făcut, mă? Ce am spart, mă? Mai am și Capitan Burcea, dacă îl țineți minte. Capitan Burcea, uită-l. Hai să ne grăbim că e jale aici, nimun. Să trăiți. Salut, bine te-am găsit. Ia camionul ăsta și pleacă. Gata. Hai să mergem. Deci ia să vedem unde vine 3... Ai totul unde trebuie să ajungi pe GPS. Am pe GPS. N-am pe niciun GPS. Nu-i mai zic nimic, că mă și bate ăsta aici. 3051, 3052. Gata. Aoleu, ce-am făcut? Mi l-a dat stricat. Stai că ne descurcăm. Gata. Nu mă pricep cu de-astea, nene. Și ăsta normal s-ar presupune că este plin de arme. Acum să sperăm că nu avem nicio problemă cu poliția sau orice de genul acesta. Nu mai știu exact cât e pe transport. Sper să fie banii suficienți pentru mașina noastră. Dar nu prea aș vrea eu să o iau prin oraș. Fii atent că aici mă bagă exact prin oraș, nu? Stai puțin că nu facem așa după GPS, că GPS-ul ăsta ne bagă la pușcărie. Mamă, e fix prin centrul orașului trec aproape. Uite sediul poliției! Nu. Dar dacă o iau eu pe aici așa, pe aici, după ies pe autostradă și după ies pe nodul ăsta așa, sau pot să o iau și pe lateral, că nu umblă nimeni pe partea asta de obicei, e o zonă... Aici mai stau controle, știi ce zic? Pe aici fii atent că ies direct. Ok, păi hai să o facem cu cap atunci, dacă tot o facem. O să o iau eu pe aici. După care, nu, o iau tot în față. Fac dreapta la prima. După care fac stânga. O iau pe aici și mă urc pe sus. Ok, hai să mergem, da. Deci nu o iau după GPS pentru că nu vrem să avem probleme. Nu știu acum... Ce e pe drum, ce nu e pe drum, poate fi un control, poate fi ceva. Așa că o vom lua noi după cum credem noi că e mai bine. Mă gândesc că direct pușcărie. N-am nici permis pentru camion, unde pui? Și cred că am și buletinul expirat, n-are frâne. Mamă, trebuie să am grijă, n-are frâne, nu frânează. Ori probabil e greu în spate, nu-mi explic. Hai să-i dăm bătaie. Până acum serverul ce m-am jucat e destul ok. Da, mă, nu frânează, fii atent. Abia frânează. Unde mi-arată ăsta GPS-ul? Pot să o iau direct? De fapt, da, mă, pot să o iau direct pe aici. Și ești pe autostradă. N-am știut asta. N-am știut că te duce direct. Am crezut că e cealaltă de asta. Ia să vedem. Și eu trebuie să mă urc, practic, tot în față, la noduri. O să ocolim puțin, o să facem puțin mai mult. O să mai întârziem, dar îi zic, nene, GPS-ul mă ducea direct pe lângă secția de poliție. N-am văzut prea multe camioane, să fiu sincer, să treacă pe lângă secția de poliție, așa că o luăm pe aici, liniștit, lejer, încet, frumos. Îmi place că se duce goarnă camionul ăsta. E blană, mă. Hai că iese bine, mă. Iese bine. Suntem la jumătatea drumului și până acum nici urmă de poliție. Totul este ok. Decurge totul foarte bine.
Se vede de aici magazinul. Presupun că undeva pe aici ar trebui să putem noi să facem stânga. Uite aici. Ia să vedem. De fapt prin spate, cred. Ar trebui să lăsăm, mă gândesc că nu în față. Da, 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 uite aici, uite aici, băiatul. Mamă, ce mașinoi. Pasat. Ce faci, bă, frate, întârziat? Să trăiți, mă scuzați, a trebuit să ocolesc puțin, că GPS-ul m-a băgat direct prin mijlocul orașului și n-am putut să o iau pe acolo. Să zicem că te ia mașina de aici și vezi că o să ai bani în cont până aici în oraș. Gata, să trăiți. O zi bună. Te pup. Haideți să mergem, deci bani în cont până ajungem în oraș. Mare mașină, dar cu mașina ce fac? Bine, la un transport de... De cât o fi el... Bă, am uitat să ne întreb câți bani. Am și eu căpcăun. Ia uite-i, nenicu, cum vin. Ia uite-i cum vin. Am venit aici în față la, la bancă. Nu știu acum, mamă, cât îmi dai, frate? 100 127 130 de milioane am. Mamă, 130 de milioane a fost tot drumul ăsta. Ce să mai am, să trăiești. Să trăiești, hai să mergem la showroom. Hai să mergem la showroom că e nebunie, i-am direct. Ok, bun. Aoleu, ce se aude asta așa, frate? Ia să vedem, showroom, showroom, showroom. Mi se pare că era el undeva pe aici pe sus, la garaj. La garaj, la vericu, e cineva? Pare că nu-i nimenia. Nimenia. Hai să mergem frumos. Și să ne cumpărăm ceva mașină, să vedem ce e pe acolo. Ne-am luat noi până acum, am avut Rolls. Am avut episodul trecut și un Bugatti, ne-am jucat cu el. Hai să vedem ce mai găsim pe acolo. Băi, fuge, apropo, fuge pasatul ăsta. Am avut pe autostradă, în Germania, evident, 325. Am prins. Și vreau să zic că... Oule, pe aici, pe aici, pe aici. Vreau să zic că se duce frumos. Cum o să-mi las eu mașina... O să las mașina aici. Nu cred că încurcă pe nimeni. Perfect aici. Gata. Și chiar sunt curios cât costă mașina asta, pentru că, repet, bă, se duce goarnă. Și vreau să văd cât costă așa, ca idee, știi? Ce mașină au pierdut băieții ăștia cu mafia? Că mă gândesc că nu mai ia nimeni să o recupereze, o să se ducă. Ia să vedem. Vreau să văd la altele, cred. Ia câte Bugatti Divo. Ce înseamnă toată suma asta, mă, că-s multe, 0, 100 de milioane, deci putem să ne cumpărăm așa ceva, 4, ăsta e 420, 42 de milioane, mamă, nu e scump. Bine, nu, cu câți bani avem, mamă, ce chestie asta, 45, 125 de milioane, stai, deci ăsta are viteză 654 și ăsta are doar 204, 654 viteză. Bine, ne-am jucat cu el episodul trecut, nu-l vreau. Îl vreau pe ăsta, uite ce bine arată. Și ne mai rămân 22 de milioane. Cu 22 de milioane ne vom cumpăra noi. Nu cred că avem ce să ne cumpărăm de bani puțini. Mamă, ce frumos e ăsta, e doar 9 milioane? Nu-i posibil, păi îți dă serverul 10 milioane de start. Uite-l pe ăsta ce bine arată. Deci practic poți să-ți iei mașina aia cu banii de start. Ia, hai să vedem. Prima oară scoate Mercedes-ul. Trebuia să mă uit la Volkswagen-ul ăla, să văd, nu? E, ce să mai... Ce să ne mai uităm la Volkswagen când ne-am luat și Mercedes și Koenigsegg de ăsta, cum s-o pronunța el, așa că... La ce scump e, nici numele nu știu să-l pronunț. Ia să vedem. Prima oară Mercedes-ul. Deținute. Ia uite-l. Mamă, cum se aude, la 9 milioane jumătate, repet, serverul îți pune la dispoziție când intri 10 milioane. Adică ții mașina asta de start și uite-o ce navă este. E prea tare. Dar pe noi ne interesează mașina pe care am dat foarte mulți bani. Parchează. Deținute. Koenigsegg. Ceva. Uleu. Mamă. Mamă. Când se aude. Când se aude. Uleu, deja 100, stai puțin, că nu se obișnui cu asta, vin de pe E60. Vin de pe E60. Uleu. Mamă, fuge groasnic, rău.
Bine, mașina 120 de milioane, era mai scump decât Divo-ul. Deși cred că asta era, nu așa, Bugatti Divo e puțin cam des întâlnit, cel puțin pe 5M. Îl vezi cam la toți. 250, 70, 300, 320, 320, e destul de ok, 330, e destul de ok, dar e frumoasă, din punctul meu de vedere e mai frumoasă decât Divo-ul, plus că suta, nu, deci fără scârț, suta, 200. Mamă, ia repede rău de tot. Hai să vedem dacă avem niște modificări pe ea. Să vedem ce găsim serață și seara, să o pregătim așa frumos. O culoare. Mi-ar plăcea maxim un roșu pe ea. Bă, dar fuge, mă, frate, mă. Uuuu, aoleu. Stai că dau daună și după nu mai am bani să repar, să iau alta, să fac ceva dacă îi dau daună totală. Ca așa să mă bag cu mafia, deja nu mai... Bă, a fost o mirare că n-a fost nimeni cu arme, știi? Pe acolo, să stea cu arma pe afară, că n-a, poate încercam eu vreo manevră. Să scot vreo armă din camion. Păi, vere, fuge mașina asta, e nebunie, și cum se aude. Și interiorul, și tot. E frumoasă tare, mă bucur de cheltuială, că investiție nu-i. Că nu cred că o să-mi facă niciun ban mașina asta. Deci e o cheltuială. Dar hai să vedem ce putem să-i facem. Îmi place tuningul ăsta foarte mult. Ia să vedem, respray, primary. O facem, am zis noi, un roșu, frate. Deși mașina asta, mamă, ce bine arată pe roșu. Pe roșu ăsta. Nu, ăsta așa. Ia să vedem secundară, oare ce ar fi. Nu știu nimic. Primary paint. Mat. Metal. Nu, metalul se vede frumos doar în garaj, am observat. Și punem acum ăsta, îl punem pe așa ceva. Frumos, bun, ia să vedem, mai avem jantele, deși are jante foarte, foarte frumoase mașina. Avem jante modate, da, avem jante modate. Sunt alea adăugate, dar aici de obicei sunt foarte multe la street, mi se pare, nu? Mamă, nu, astea sunt cele normale, doar că au alea de cauciuc diferit, ia. Open wheel, cum adică? Mamă, astea-s de formulă de ceva, ești nebun? Ce bine arată cu alea. Bine, nu e sport. Ia să vedem aici. De Mercedes, ia uite, off-road-uri. Nebunii. Mare să-i pui jante de arată foarte frumos cu ele, dar că nu se potrivește. Wow. Mamă, ce bine arată! Hai, sunt tot alea, nu? Uite, și astea sunt frumoase. Dar, iarăși, nu sunt pentru ce ne trebuie nouă. Aici avem niște jante modate care trebuie să le descărcăm, probabil. O să le las așa. Culoarea, pot să o schimb? Nu există așa ceva pe ele. Ok, deci cel mai probabil o să arate bine când o vopsim. Plate, avem plate? Da, avem. Ar da bine pe negru. Pentru că e toată zona aceea neagră. Lumini, stickere. Avem stickere pe ea? Oh, da. Unu. Mamă. Eu zic să da. E foarte sport, așa arată bine. Extra, uria, ce extra avem. Cred că numărul pe față. Să o facem depapotabilă. Nu o facem de papotabilă. Și ăsta cred că e numărul. Ok, nu e numărul. Nu-mi dau seama ce este. E ceva la interior. Nu-mi dau seama ce este. Ia să vedem folii. Ce tare, îi pune folii doar frumos pe parbriz, nu-i pune. Bun, hai să vedem și la upgrade-uri ce avem pe aici. 100.000. Frâne. Transmisie, îmi place că au dat enable asta de suspensii. De obicei pe tuningul ăsta nu găsesc suspensiile, ceea ce e genial. Mamă, ce mult s-a lăsat. Nu armură, nu punem că o face mai grea. Destul de scump armura, ce-i drept.
Gata, hai să mergem să-i dăm o spălare și să vedem cu ce ne-am ales aici. N-am băgat foarte mult în upgrade-uri. Mamă, mamă, se duce goarnă mașina. Băi, mișto rău. Bine, la banii ăștia n-ai cum să... Cred că e printre cele mai scumpe mașini de pe server. Dacă Divo era 100 de milioane. S-o spălăm. Deci eu spăl, sunt curios dacă mi se curăță cauciucul. Gata. Da, pare destul de frumos. L-a curățat așa puțin. E mișto rău, mă, n-ai cum să dai, mă uitam așa la ea puțin. E frumoasă tare rău. Oricum, las și eu episodul acesta aici. E și mult mai rapidă. Mamă, au 360 imediat. Da, e și mult mai rapid acum după upgrade-urile astea, mi se pare. Gata, mă, mergem frumos. Ne-am luat mașina asta să mergem încet, să o vadă lumea că avem bani. Dar dacă ne oprește cineva să ne întrebe cum... Sau, domne, unde sunteți angajat? Domne, sunt patron, îi zic. Și cu asta ne vedem data viitoare. Vă mulțumesc frumos. Aveți serverul și Discordul în descriere. Vă aștept. Pa, pam!